Vă salut băieți, suntem pe canalul Gică. Vă salut băieți. Cu ceva, practic o lună în urmă, s-a strâns ceva donații pentru Gică, pentru a putea să-i achiziționez hrană, una alta. Porumbei, cum am spus, îi dau eu. A venit și momentul ăsta, până acum tot i-am dat eu mâncare. Să aibă la porumbei. I-am achiziționat un sac de mâncare aici. Trecem pe camera din față. Avem aici un sac de mâncare, unul de 10 kg. Când o să ai mai mulți porumbei, o să-i mai iau unul. Datoria, cum se zice, și apoi gata, singur o să-și cumpere, că se termină donațiile. Aici avem niște minerale la porumbei, are și scoică și cărămidă și mai e un fel de mineral, deci să aibă și minerale. Avem și următorii doi puișori. Mama, finală, Vadu Volovăț, locul 42 în finală, mama puilor, iar tata cel mai bun porumbel din pui de 2019, din pui, tata roșu, mama gută. Aici așa niște pui. Foarte superb, seamănă și cu ceilalți care tot mama este origine Bucur Cătălin de pe Colobodrom, împărați de mine, care sunt în crescătorie deja de câteva săptămâni, la fel seamănă. Mi-a plăcut foarte mult acești pui, cum arată la mână una alta, dar dacă tot ce am promis să-i dau ceva bun, dăm ceva bun. Așa. Cam atât cu acest video. Ceilalți porumbei, el deja cred că vi-a prezentat și sunt destul de ok. Așa. Vă salut, numai bine. Cam atât, băieți, numai bine.